în sfârșit o nouă zi, abia așteptam ziua aceasta. Cum să e de tot, este foarte, foarte frumos. Uitați-vă aici, bă, îmi place, frate, iarna chiar e mișto, scriți voi acolo în comentarii. Chiar sunt curios de părerea voastră dacă vouă vă place iarna, dacă așteptați Crăciunul să vină, pentru că la noi o să vină puțin mai devreme. Bine, nu o să vină chiar Crăciunul, dar astăzi vreau să facem Secret Santa, să ne dăm cadouri între noi și de Crăciun. Fiți atenți că o să le fac, eu o să le pregătesc, eu un prank super, super tare, dar nu vă zic prea multe, o să vedeți despre care este faza. Dar acum hai să mergem, că i-am chemat pe Darusele și pe Ali, sunt aici jos amândoi și să ne jucăm și noi aici foarte, foarte frumos, pentru că am făcut aici de Secret Santa o chestie. Alo, ce faceți aici? Vă jucați, bă, de ce a spus, mă, de ce a spus de-astea încuietări pe aici, să nu pot să intru în primul rând? Pentru că tu n-ai voie aici, e petrecerea copiilor. E petrecerea copiilor și să plec? Bine, aveam eu o idee super mișto, de Secret Santa, să ne facem cadouri între noi, dar poate nu mai... Da, vreau cadouri, veniți înapoi, că vreau să vorbesc ceva cu... Da, uitați-vă puțin, cu cine vreau să fac, bă, cred că aș avea nevoie de alți prieteni, sincer, că uitați-vă puțin. Mă, dar să le, în primul rând, cine a venit cu ideea să pună chestiile astea aici, ca să nu poți intra? Mașină curată, ce facem, Alice, vine înapoi, ok, dar să le, hai să așteptăm pe Alice aici, că deja mă cam enervează, sincer, nu putem să facem noi ce trebuie, că nu vine, mă, dar și atent, mă, vină puțin, că, dar vreau să vină și Alice, nu știu care este, bă, unde a plecat mai aia, mă, dar să le, mă, după ea, repede, Alice, ce? Cantina, stai! Am 1, 2, 3 și bam! Ok, dar să le ai învățat magie, noi vrei să spui? Ai învățat magie, noi vrei să spui? Mă uitam la un cadou, bă, nu, lăsați-mă că trebuie să cumpăr! Ce cadou, mă, Alice, că nu trebuie să cumperi nimic, ai răbdare, că tu nu știi cui trebuie să-i cumperi! L-am cumpărat și acum l-am furat, o să zic că de fapt nici măcar nu-mi pasă, haide, ce vreți? Ok, veniți înapoi, în primul rând, înainte să începem, ce trebuie să facem noi? Astăzi vreau să vă întreb cine a venit cu ideea să pună chestiile alea, că, adică nu vă zic încă, dar vreau, dar vreau să știu. El, uite, mi-a dat și burgeri. Ok, cine a venit cu ideea? Vreau să spun că e foarte prost, pentru că a fost foarte ușor să intru, n-a știu să le pun, adică să vă simțiți care a pus astea. El a pus, vezi, te-ai simțit, tata. Bă, ce e iața asta? Da, bine, lasă, Ok, mă, Alice, ce-ai cumpărat, că nu știi ce... Mă, Alice, tu ai făcut vreodată Secret Santa, știi măcar ce înseamnă Secret Santa? Da, păi trebuie să trag acolo un bilețel, să văd cine pică și să-i iau cadou. Păi da, și cui ai luat tu cadou dacă noi n-am tras niciun bilețel încă? Păi nu contează, eu am luat un cadou, de fapt l-am furat, dar nu contează, că e făcut pentru oricine. Ok, fiți atenți, puneți-vă aici jos, pentru că am o surpriză pentru voi. Vreau să vă explic care este faza, mă, Alice, ce faci acolo, mă? Alice, ia, ce mai fure, Alice? Da, din mașina de spălat, o să iasă bilețelele, practic. Alice, vină, fii atent aici, deci fiți atenți. Astăzi vreau să facem un Secret Santa, să vină cum ar veni Moș Crăciun mai devreme, adică să facem noi, să fim Moș Crăciun între noi. Ne-am luat astea foarte frumos un timp, dar să-l nu-ți mai dai costumul ăsta jos, dar să le... Hai, de acolo! Bine, bă, stai puțin, bă, înainte să dăm aici, deci atenți. Aici am pregătit 3 bilețele cu numele Darusel, Rafael și cu Alice. Și fiți atenți, astăzi o să facem, o să dau eu primul și cine pică, n-am voie să-mi zic și trebuie să mă duc să-i cumpăr cadou. Iar după aceea, la sfârșitul zilei, după ce am cumpărat toți cadourile, ne revedem fix aici unde am fost sau ne revedem, ne revedem aici cu cadouri pentru persoanele pe care le-am primit cum ar veni și n-avem voie să spunem cine pică. Adică, Darusel, dacă îți pică, practic, să dai, să îi faci cadou. Alice, tu n-ai voie să spui, ok? Ok! Dar nici mie, eu primul, dacă nu mai facem nimic și nu mai facem nimic, Alice, nu mai facem nimic, lasă-mi pe mine, dacă nu mai facem nimic, ok, ok, nu zic nimic, cine a picat, acum fiți atent, stați, faceți voi piatră, va fi că între voi, ca să vedem cine o să, mă, Alice, nu se face și hai că dăm din nou, pentru că, mă, stai puțin, că trebuie să dați pe rând, că altfel, uite, eu am văzut ce a picat, deci facem din nou, deci atent, pe rând, eu primul, după, faceți voi piatră, farfecă, faceți acum. 3, 2, 1, dă-te. Mama, stai puțin, mai ales piatră, farfecă, am spus, mă, ce? Dar nu mai stai aici, că o să le iei iară tu pe toate, băi. Faceți piatră, farfecă, am zis, asta e normal că... Păi da, de ce? Că eu trebuie să dau, am zis. Eu dau primul și voi faceți piatră, fac fi cărție, cine o să dea dintre voi și dați-vă, stați voi aici de parte. Așa, dau 3, 2, 1, ok, interesant, deja știu ce să cumpăr, mi-ai furat foaia. Nu s-am furat nimic, mai ales, mă, ce ai, nu, nici n-ai dat, stai puțin, Alice, bă, piatră, fac fi cărție, am zis, să
vedem cine câștigă. Hai, 3, 2, 1 și bine. Piatră. 3, 2, 1 și am câștigat. Ok, ok, nu mai zice nimic, dar să ce s-a rămas acolo să nu spui la nimeni și aia o să rămână, ok? Ok. Cred că avem voie să ne dăm cadouri la 2, nu? Doamne, Alice, tocmai ce am spus să nu spui nimic. Dacă ai picat, tu îți faci cadou singură și gata. Dar tocmai ai spus, asta înseamnă că deja știu. Nu, trebuie să le punem înapoi, mai ales, să vede că nu știi. Mai nu, că, nu, că nu mi-a picat asta, eu doar l-am întrebat. Nu, nu, dăm din nou, dăm din nou, Alice, că nu mi se pare normal ceea ce ai făcut. În fine, dăm din nou aici, pune-l și tu acolo și lasă-l pe mine. Și după lași pe Darcel ca să nu mai spui tu ceva, ok? Da, bine, bine, hai. Așa, gata, dați-vă la o parte, dați-vă la o parte să dau eu primul. Dai eu primul, 3, 2, 1 și să vede. Mă, ce-ai făcut, mă? Dați-vă la o parte de aici, că nu merge, dar Darcel, uite. Ok, 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 îmi place, îmi place, îmi place. Acum e rândul lui Darcel, Alice, dă-te la o parte, dă-te la o parte, pleacă, pleacă. Eu. Am ales, dar nu mai țipa, că nu te aud, Alice, dacă țipi așa nu te aud, ca să știi. Dar de ce nu eu prima? Ok, gata, gata, Darcel a dat, acum e rândul tău, Alice, acum e rândul tău și să nu spui nimic, da, de data asta, ok? Bine, da, gata, hai, am plecat, v-am pupat, pa, copilaș. Bă, Darcel, Darcel, stai puțin, stai puțin, stai puțin, bă, bă, tu ai idee ce să cumperi așa, mă, adică nu spune cu ei cine a picat, dar ai idee ce să cumperi așa? Da. Ce cumperi? Adică nu spune, adică, mă, ce idee ai, mă, Darcel? Bă, da, da, dar vreau să mai tare, Darcel, că nu te aud, sincer, adică... Da, ok, pa, ok, deci am enervează, știu care este faza, am picat eu. Pentru mine este bine că am picat să-mi dai eu cadou și ăștia înseamnă că o să-și dea cadou, mă, la asta să puțin. Dacă nu Darcel i-a picat să pice tot el, să... Dacă, de fapt, nu trebuie să ne dăm cadouri între noi la fiecare, cum ar veni, asta ar fi foarte, foarte amuzant, sincer, dar nu știu. Hai să-mi cumpăr ceva, nu știu de ce aș avea eu nevoie, așa să mă uit așa puțin pe calculator, să intru aici, să mă uit așa, idei de cadouri să fac practic, pentru că n-am absolut nevoie de nimic, sincer. Cred că o să-mi cumpăr ceva de mâncare, pentru că asta cred că am nevoie, sincer. Altceva nu prea am ce să-mi cumpăr. Mașină am, că am făcut rost de ea atunci, cu dar să le știți, chiar dacă mi-a aruncat Alice mașina aia, am făcut rost de altă mașină. Altceva nu știu ce aș putea să mai cumpăr, să-mi cumpăr mie, dar mă rog, hai să vedem acum, să mă gândesc așa la un cadou, dacă găsesc o idee bună, îmi cumpăr, dacă nu îmi iau doar de mâncare și cam atât, sincer. Bă, mi-a venit o idee să merg pe la mall să vedem ce putem să găsim pe aici. Venim că pe aici ninge, bă, dar frate, nu prea se vede, nu prea e zăpadă pus, adică ninge mai puțin după cum se poate vedea pe aici. E bine că ninge la noi totuși, dar hai să mergem aici să vedem ce putem să ne cumpărăm, să ne... Mă, ce faceți aici? Mă, ce căutați, mă, toți la mall? De ce ne-am intersectat în același timp la mall? E întrebarea mea. Păi, aia e întrebarea mea. Mamă, fă, bă, a, fiante, bă, Alex, trebuie să-i faci cadou, dar să-l să gui, trebuie să-i faci cadou. Adică nu, lasă, nu spune, nu spune, dar te-ai gândit așa la ce cadou să cumperi sau? Eu deja am cumpărat 3 chestii, hai, pa! 3 chestii, ok, bă, ok, da, mă, dar să-le, mă, ce faci, bă, dar să-le, tu ce cumperi, mă, de aici, ce cauți ai Diner, aici la Diner, la Diner, la Diner? Nu contează, okay. Ok, deci vedem că, bă, dar știți care este faza, nu știu ce am eu presimțire că noi trebuie să ne cumpărăm cadouri între noi, adică eu să-mi cumpăr mie, dar să-l să-și cumpere lui și Alice să-și cumpere ei. Mamă, ar fi foarte, foarte amuzant, sincer, nu știu cum aș fi putut, dar ia să vedem ce putem să luăm pe aici. Bă, frate, eu n-am un laptop, cred că mi-aș lua, cum mi-aș cumpăra un laptop, sincer, pentru că n-am un laptop și aș vrea să am și un laptop. Aici, prin partea asta, calculator, n-am nevoie, bă, arată interesant ăsta, mă, parcă mi l-aș lua pe ăsta, dar, de fapt, nu cred că ar da bine la mine, deci, ce, cred că mai degrabă mi l-aș cumpăra fix pe acesta, ar da cel mai bine la mine, sau unul din astea două, în fine, dar altceva nu cred că aș avea ce să mai cumpăr. Și, până afară de laptop, cred că o să mai cumpăr, cred că, nu știu, cred că o să mai cumpăr mâncare și cam atât, sincer, pentru că absolut nu știu ce să-mi cumpăr, deci dacă eu nu știu ce să-mi cumpăr, chiar dacă m-ar fi picat altcineva, chiar sunt curios dacă Darcel ar fi știut ce să-mi cumpere mie, dar mă rog, sincer, nu prea există metode de astea. Acum vreau să cumpăr calculatorul acesta, adică laptopul, bă, cred că l-aleg pe ăsta din dreapta, nu știu să-mi scrie și voi acolo ce alegere ați fi făcut, dar eu cred că l-aleg pe ăsta, sincer, dar da, hai să luăm și după să mergem la diner să ne cumpărăm și de acolo mâncare, pentru că astăzi chiar n-am mâncat deloc și chiar mi-e foame. Gata, mi-am făcut toate astea, acum mă duc la diner să comand și eu pe aici foarte, foarte frumos, să-mi iau de mâncare, practic am nevoie și de mâncare. După cum puteți vedea, mi-am luat și aici cutie de cadouri, cum ar veni să-mi îmbachetez foarte, foarte frumos cadoul meu, adică laptopul pe care, adică băi, e foarte, foarte bine că am picat eu, că așa nu regret, că practic banii pe care îi dau îmi vin tot mie, adică sunt ai mei, îmi iau ceva ce mie de folos, bine, nu cred că o să fie prea de folos laptopul, dar mă rog, în fine, hai să mergem acum la diner. Mamă, dacă de mișto arată și dinerul pe iarnă, bă, arată totul foarte, foarte frumos, îmi place rău de tot. Uitați-vă cum a înghețat acolo, cum sunt țurțuri aia pe diner, bă, arată genial, sincer, dar hai să mergem înăuntru, că deja este și frig și afară și de fiecare nu o să fie prea bine dacă e
frig, mă. Mă, ce facem? Am venit la diner. Mă, ce faci, mă, Daresele? Mă, ce cauți aici, Daresele, în primul rând? Pisează-mă, Barasale, eu am cumpărat dinerul, yay! Cum adică ai cumpărat, mă, dinerul? Bă, Daresele, hai, mă, că trebuie să facem Secret Santa, mă, tu ce faci? Și, bă, Daresele, lasă-mă treaba, ok, vrei să mănânci burger, în fine, hai, mă, dă, ia, dă-mă mie comandă, Daresele, vreau și-o, dăm și mie niște burger, Daresele, cu cartofi prăjiți și cu o salată, Daresele, asta vreau. Mă, ce faci, mă, Bă, fii atentă, bă, Barasele, eu nu mai am cartofi, am doar burgeri. A, deci ai doar burgeri, ok, ok, mulțumesc, bă, dar stai puțin, Darasele, ce cauți aici, nu mai cumperi cadouri, nu mai faci nimic, ce faci aici? Dar am terminat. Ce-ai terminat? De cumpărat. Păi și cadourile unde sunt, bă, Darasele, hai să fii atent, fii atent, dacă ai terminat cadourile, du-te acolo acasă și ascunde-le pe undeva, Darasele, să fii ascuns, să nu ne dăm seama și să scrie numele pe ele, ok? Ok, pa. Ok, pa, 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 în fine, bă, Darasele, da, nu mă mai interesează nimic, deja mă cam enervează, Darasele, măcar mi-am luat burgeri, practic, dacă Darasele a zis că sunt doar burgeri, bine, nu pot să am încredere în el, dar nu știu care este faza, ce caută el acolo la diner, zice că e la lui, nu știu care e faza, dar hai să mergem acum acasă, eu mi-am cumpărat toate chipsurile, mi-am făcut totul frumos, mă duc acasă foarte, foarte lejer și acum trebuie să facem, mamă, dar uitați-vă puțin câte chestii a pus Darasele pe aici, mamă, eu o să ascund cadoul meu, cred că o să-l ascund undeva pe aici, dar trebuie să mai iau și un sign din acela cu care să ne scriem aici numele foarte, foarte frumos, dar da, hai punem aici foarte frumos laptopul, punem burgeri, mi-a dat doi burgeri, ok, aici este cadoul meu ascuns pe care practic tot eu trebuie să-l caut, dar mă rog, în fine, trebuie să mă, de fapt, nici nu cred că, bă, ce fac, mă, Darasele, bă, alo, Darasele, bă, alo, ce faci, bă, da, nici nu mă mai bag în seamă, în fine, hai că deja așteptăm să vină și Alice și după îi dăm drumul să vedem care cum a picat, pentru că, bă, nu știți ce am presimțirea că ne-am picat tot, adică Darasele să-și dea lui, eu să-mi dau mie și Alice să-și dea ei, practic, dar nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că chiar așa este. Hai să ne scriem și numele fix aici pe cadou, punem foarte, foarte frumos, scriem aici pentru Rafael G, practic ăsta este cadoul meu, să sperăm că nu-l găsește nimeni, bine, dacă îl găsește cineva nu o să aibă ce să-mi facă, dar da, hai să mergem acum în casă să vedem, să așteptăm aici pe toată lumea, mă pun direct aici unde am început, pentru că parcă așa le-am zis, bă, veniți fix aici, uite și Bradu foarte frumos aici, mă pun fix aici, îi aștept pe amândoi să vină, dar Darasele a intrat în casă, nu știu unde s-a dus, dar mă rog, bine că nu e aici, ca să mă pun fix aici și să nu-i găsesc cadoul, pentru că, da, faza e că, bă, nu vreau să-i găsesc cadoul, că după ar fi cam ciudat, pentru că știi, Darasele, că e el și mă rog, în fine, dar așteptăm și pe Ali să vină și da. Bă, Darasele, Darasele, mă auzi, bă, Darasele, unde ești, mă? Darasele, ești prin casă, mai ești pe undeva? Hai, bă, lasă-mă că ascund cadou! Ah, ok, ascunde tu cadou acolo, Darasele, ok, mamă, dar arată genial, chiar îmi place pe Ali și așteptăm și pe Ali să ascunde Darasele cadou, să vină și Alice. Bă, dar ce faci, Alice? Cât te mai cumpără? De ce n-a venit aici, sincer? Nici tu cred că știi, Alice, că trebuie să mai vină aici, sau cred că Alice, gata, n-a zis, nu mai participă, nu mai face nimic, dar știți care este faza, am găsit acolo, deci participă, pentru că ea era deja acolo. Bă, dar parcă a zis că ea deja a găsit toate cadourile, nu înțeleg unde e Alice, dar mă rog, hai, cu aștept aici, aștept amândoi și chiar sunt nerăbdător, chiar sunt curios cum o să iasă totul, cine își face cadou, cui face și ce cadouri sunt făcute din partea celor, pentru că este o metodă de creativitate să vedem practic ce cadouri ne dăm între noi, dacă are cineva o idee mai bună, mai creativă, o să-i cumpere celălalt și tot așa. Mă, dar deja s-a dat foarte mult timp, bă, Darasele, tu unde ești, mă, ești pe aici, mă, ce faci, mă, bă, ce faci, mă, tu pe aici, ce, mă, dar de ce ești îmbrăcat așa, ce căutai tu la diner în primul rând, Darasele? Nu contează! A, nu contează. Ok, hai să mergem aici, hai să vedem. Să așteptăm Palix, că deja nu mai vine, deja mâine. Mamă, bă, da, ce? Hai să începem o dată. Haide să ne adunăm. Păi da, pe tine te așteptam, Alex, două și mă, dă te așteptăm aici, deja nu mai putem, Alex, pe bune. Bă, dar nu-i vina mea, nu-i vina mea, gata, ai înțeles bine, nu-i vina mea. Eu vreau să merg ultimul, Rafale, tu să fii primul și Alex al doilea. În primul rând, Alex, trebuie să ascunzi cadoul, l-ai ascuns pe undeva că tu nu știi de treaba asta. Da, el a ascuns de mult, de dinainte. Cum ai? Mă, stai, mă, dar nici nu ți-am zis ție să-l ascund, sau am zis, nici nu mai știu. Eu pot să vă aud gândurile, nu pot, hai să începem. Ok, bine, da, știu, bine, da, știu. Păi fiți atenți, acum trebuie să le căutăm, bă, trebuie să vă duceți să căutați, bă, nu știu, eu am o presimțire că mi-ați ascult, adică, nu știu, duceți-vă peste tot prin casă, pe afară, prin curte, să le căutați, ok? Ok, deci mai întâi începem noi să-l găsim sau cum facem? Păi nu, le căutăm fiecare, căutăm și găsim și după venim cu toate, le punem fix aici și pe rând le deschidem. Ah, ok, bine, mă duc okay, să caut. Eu deja mă duc să caut afară, mă, dar mă, ce face? Ok, deci s-a dus și Darasele, poate, nu știu ce am presimțirea că noi ne-am făcut cadouri între noi cum ar veni, după cum v-am zis și mai devreme, dar în final, să vedem, deci aici mi-am ascuns cadoul, l-am găsit, practic, cum ar veni, luăm cadoul foarte frumos de aici, îl luăm așa, lejer și nu ducem acum, pentru că eu am găsit cadoul, pentru că e al meu, foarte, foarte bine, bă, i-am găsit cadoul, i-am găsit, gata, am venit aici. Am găsit,
am găsit și eu. Am găsit. Mă, cum ați găsit, mă, toți? Avem talent. Așa, ok, deci l-am pus Alice. Hai să vedem, deci dacă l-am pus... Sau nu, lăsați-l pe mine, facem cum am fost atunci. Am fost prima oară eu, după Darusele și după Alice. Facem cum am dat și la... Eu vreau ultimul, te rog, Atunci e primul, sau cine e primul? Ok, hai să-mi pun palmelor, pun aici în spate, hai să vedem, mă, chiar sunt curios ce cadou mi-a făcut, pentru că nu știu cine mi-a făcut cadoul, dar hai să ne uităm, îl deschidem și... Mamă, un laptop și doi burger, dar ce mi-a făcut cadou burger, dar sunt ăsta e cumva cadoul tău? Nu știu. Deci chiar am nevoie, poate mai editez și eu ceva, când sunt plecat în vacanță, în chestiile genul, chiar am nevoie de un laptop, bă, bă, acum... Gata, rândul meu, deschideți! Adică eu deschid! Tu-l deschizi, câte am, hopa, mamă, câte lucruri! Mă, ce-i acolo? Ai masă de biliar cumva? Da, și eu, uitați ce am aici. Ce mai e? Arată-ne, păi arată-ne, Malis, ce mai e? Păi, uitați-vă, înăuntru. Pizza girl. Cum e pizza girl, mă, dar să le cine, mă, cine ia socul, mă, cine își poate mă joc de ea, mă, cine își poate joc de ea să-i facă, să-i facă o pizza, mă, cum să o facă pizza? Nu, tu n-ai înțeles, hai după mine. Păi și doar asta ai primit, Alice, doar astea două, adică o pizza și o masă de biliard, atât? Nu, am mai primit și o bicicletă și o motocicletă și o mașină de golf și o mașină normală și o mașină de sport și o chitară și atât. Mă, dar să tu i-ai făcut cadou, deci tu nu mi-ai făcut cadou ăla, deci Alice mi-a făcut mie cadou și înseamnă că tu i-ai făcut cadou, mă, dar să cum se face atâtea cadouri, mă, dar să tu, se face, îți place cumva de Alice, dar să nu, și asta de polițistă, dar hai să vă explic eu despre pizza girl, avem nevoie de mașină. Adică, băi, stai puțin, și dar să avem nevoie, mă, dar să tu ce-ai primit, mă, dar să Mamă, dar sunt negru, bă, l-a făcut fix pe dar la fel cum e el, ok, hai să vedem cum are costumul ăla, ce-s foarte frumos, mă, ce aia? Un pat de mașină, cum adică un fotbal de ăla de masă, un televizor mare și un, eu te părea să le ce scrie acolo. Restaurantul Diner, mă, cine ți-a cumpărat, mă, cum adică restaurantul Diner, mă, am o întrebare, dar dacă tu ai zis restaurantul Diner și tu mai devreme erai acolo, înseamnă că tu ți-ai făcut cadou singur pentru că tu ai zis că lucrai acolo că e al tău. Da, bă, fii antenă și eu mai am cadou și pentru voi, că fii antenă, eu nu sunt încărcit, deci fii antenă. Că pe mine mă interesează cadoul tău. A, astea sunt ale mele, da, erau ale mele. Uite, asta pentru Alice, bă, pleacă, alu, ce faceți? Mă, stai puțin, tu ți-ai făcut cadou singur și ne-ai făcut și nouă, dar esel. Da, Alice, fii antenă, uite, asta e pentru tine. Ok, eu mi-am făcut singur. Nu, gata, haideți, că trebuie să vă arăt, că nu-mi pasă de cadourile stai puțin, dar esel, asta e de diștul lui Alice, inimioare, dar esel, ce vrei să spui cu asta? Bă, că nu-mi place, că gata. Bă, dar esel, ce faci, mă, bă, tu stai puțin, tu ți-ai făcut cadou singur? Da. Dacă tu ți-ai făcut cadou singur, eu mi-am făcut cadou singur, înseamnă că Alice a făcut cadou și ea singură, bă, cum am picat, mă, toți trei la fel, dar esel. Haideți, da, luați mașină, că altfel nu puteți să vă arăt. Stai, am înțeles, Alice, ai făcut tu cadou singură. Wow, dar ce cadou ți-ai făcut? Că, practic, dar sunt și-a făcut ce? Hai, vin aici. Unde? Pe unde să vin? Ia, vin pe aici și ce să găsesc? Chiar ce? Mă, stai puțin. Mă, asta era cumva aici. Asta nu era locul ăsta. Ce e ăsta? E McDonald's? Ce e ăsta? Este pizza girl. Aici. Mă, tu ți-ai deschis... Alice, ți-ai deschis pizzerie? Da. Mă, dar stai puțin, bă, dar cum s-a nimerit să ne facem toți cadouri între noi și niciunul să nu facă altcuiva? Bine, dar să le iei fără, i-a făcut lui Alice, dar să le-a dedicat niște inimioare, dar să le-a ceva de spus. Bă, dar stai puțin, nu cumva Alice are gagic, tu ce faci? Vrei să-i frâi gagicul, gagica lui Dar nu, că gagicul deja mă enervați, ia de aici, să nu mai vezi tu mașină în viața ta. Dar să-l, bă, ce, da, uitați-l puțin, vezi, uitați-l puțin, eu nu mai înțeleg nimic. Deja nu mai spui. Bă, uitați-vă puțin, cum să ne facem toți cadouri între noi, pe bune? Da, în fine, nu mai zice nimic, aia. Deci, Ali, mă, da, Ali, bă... E napă, ha, ia, uite-ți mașina. E pe gheață, e napă. Uite. Alice, prezintă-ne, ce-ai făcut, mă, tu acolo? Ok, Alice, poți să-mi spui și mie ce ți-ai făcut acolo? Da, mă bagi în seamă sau nu mai vin deloc acolo? Da, uite, haideți, trebuie să intrăm prin curte pe la mine. Ok, intrăm prin
curte, pe stai puțin, pe eu vreau să comand aici, și mi-a pus și microfon, bă, te-a bătă aici, bă, ce-și-a făcut banul ăsta aici, și-a deschis pizzerie, mamă, vedeți că e bine că și-a făcut o afacere, Alex, este foarte, foarte bine, alo, alo, deci comandă, comandă, ok, bună ziua, bună ziua, bună, bună ziua, vreau și eu să comand da. o pizza, mă, cum adică pizza girl, păi eu sunt băiat, mă, cum să comand pizza girl, mă, comandă. Ăla-i numele restaurantului. Avem așa, vă zic. Deci avem pizza cu pepperoni, pizza cu fructe de mare, pizza cu brânză și pizza cu fructe. Vreau cu brânză și cu pepperoni. Deci o pizza cu brânză și una cu pepperoni. Stai puțin, bă, dar Sel, nu, bă, ce fac? Dar dar Sel, ce ai făcut? Ce-am făcut? Eu n-am făcut nimica. Ai făcut să cânte microfonul. L-ai făcut să cânte, da? L-ai făcut să cânte? Da! Ia zi-mă, l-ai făcut să cânte, da? Nu, gata, Alice, stai cu minte, că să distruge tot ăsta, Alice, după nu mai vin de să mai stăm, gata, mă trebuie să... Dar Răsele, trebuie să faci asta din nou înapoi, nu ne interesează, dar Răsele, dacă nu, dar Răsele, o să... Mă stă rog, dar Răsele, știi că moșul vine în două zile, dar Răsele, tu ce vrei, să nu mai primești nimic de la Moș Crăciun? Bă, Alice! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.